Bună dimineața! Bună dimineața! Să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Berbec, o zi în care interacțiunea cu oamenii dragi ție ți este folositoare, deoarece este de ajuns să vorbești cu aceștia pentru ca lumea în care trăiești să capete accente de curcubeu. Taur, deși întâmpini obstacole în calea ta, ai încredere că totul se va rezolva până la urmă. Reacționezi împotriva limitărilor și presiunii de orice fel. Grăbește-te încet. Gemeni, indiferent cât de mare este provocarea de care ai parte, păstrează-ți ascunse secretele. Ceea ce ai de făcut este să te prezinți lumii într-o lumină cât mai bună. Fii deschis dialogului. Rac, pe cât posibil, nu te feri într-atât de mult încât nimeni să nu mai poată ajunge la sufletul tău. Mai ales în ceea ce îi privește pe cei dragi ție. Este o zi în care trebuie să fii alături de cei pe care îi iubești. Leu, este momentul să îți asumi rolul de conducător. Deci, oricât de tentantă ar părea o retragere în natură sau o mini-vacanță, poate că ar fi mai bine să amâni decizia. Fecioară, ziua de astăzi reprezintă o ocazie minunată pentru a lua decizia vieții tale. Nu contează domeniul în care trebuie să acționezi. Concentrează-te pe viitorul îndepărtat. Balanță, poate că educația pe care ai primit-o în copilărie ți-a provocat traume emoționale. Cu toate acestea, nu uita că nu trebuie să te ridici la standardele impuse de alții neapărat. Cu atât mai puțin astăzi. Scorpion, sunt șanse ca astăzi să refuzi să acorzi ajutorul celor care ți-l cer. Fie nu ți este permis, fie ești prea ocupat pentru a mai avea timp și pentru ei. Este posibil chiar să rupi o relație. Săgetător, a te întoarce la rutina obișnuită nu înseamnă că trebuie să îți părăsești planurile de viitor. Totuși, atât timp cât te dedici cu drag, poți face din orice întâmplare a zilei o aventură de neuitat. Capricorn, ai putea spune că este o zi a pregătirilor. Ai grijă de tine și de înfățișarea ta, deoarece de mâine încolo ai toate șansele de a fi remarcat de către cei din jur. Plăcerile simple sunt cele care îți fac viața frumoasă. Vărsător, probabil că preferi să stai acasă astăzi, să nu-ți părăsești ambientul confortabil pentru nimic în lume. Totuși, încearcă să îți onorezi cât mai multe dintre promisiunile făcute. Pești, autodisciplina este importantă astăzi pentru tine și stăpânirea de sine de asemenea. Ascultă pe cei din jur și vei trece cu bine peste orice fel de provocare. Ne revedem peste o oră, să aveți o dimineață frumoasă! Mulțumim, Amalia, ne vedem!